polițiștii circulă câte doi fără mască. Chiar dacă erau singuri, trebuia să poarte mască, că sunt mașina de serviciu. Cum pariu că nici centură n-au pusă. No. Păi da, că nu-s proști. Poarte centura. Și se duc la cumpărături. Au treabă serioasă. La Kaufland. Sfârșit de program. Relax. Nici șoferul de ambulanță nu-i mai brează. Merge fără mască și fără centură. Am cu cebă. Palau și rușine. Ca să vedem ce treabă aveau polițiștii. Am întâlnit colegii la etaj, în parcare de la Kaufland. Schimb de experiență, de virus, ceva foarte important. Misiune de serviciu. O să vină mult să mă intimidez. Centura, vă rog. Centurile, vă rog. E bine, cum vreți. Spate și fără centuri. Aveți voi, sunteți bengoși. Pe banii noștri. Ce să mă ajut, băi? Tu care ignori legile. Centura, centura, frumosule, și masca pe față. Ce fericită sunt! Mafia cu epolet. Trafic greu în Valea Oltului. Oră de vârf. Vreme ploioasă. Strada e plină, arhiplină. Și ăsta ce pornește în grabă dacă are făcut 50 de metri până la următoarea coadă. Dacă stăm să ne uităm la mașini, cam fiecare șofer e singur. Deci câte o mașină din asta circulă pentru un cetățean. Când de fapt se poate găsi o altă soluție de transport. Avem aici metrou, circul autobuz, troleibuz pe aproape. Terenul e plat, poate mergi cu bicicleta, cu scuterul electric. Mai greu de convins oamenii. Preferă să circule singur. Toată lumea circulă singură. Dar e cu mașina. Deci petrece ziua în ambuteiaj. În drum spre serviciu. În drum de la serviciu. Cu motorul pornit. Și asta înseamnă poluare pentru el, ea
pentru copii, bătrânii, familiei. București e în topul capitalelor poluate. Și nu vrem să renunțăm la obiceiuri. Statul nu face mare lucru ca să ne motiveze să ieșim din mașină. Без солуции версии.